Iar un accident naval grav s-a produs pe brațul Chilia din județul Tulcea. Autoritățile au trimis în zona embarcațiuni și elicoptere care au găsit 4 persoane rănite, printre care se află și un copil. A fost deschisă acum o anchetă pentru aflarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul. În zona fermei Tatanir de pe brațul Chilia, la graniță cu Ucraina, pe malul românesc, o embarcațiune navală, o embarcațiune medicală privată s-a lovit de mal. În urma acestui accident au rezultat 4 victime, toți pasagerii în această embarcațiune. Conducătorul embarcațiunii a fost evaluat medical, iar rănile acestuia s-au constatat că sunt ușoare, însă urmează să fie investigat la spital. Asistenta de pe embarcațiune se pare că este puțin mai grav, este conștientă, cooperantă cu echipajele medicale ajunse la fața locului, însă se pare că are mai multe leziuni, fracturi din câte am înțeles. Însă mama și copilul, pasagerii în ambulanță care urmau să ajungă la spitalul din Tulcea, sunt teferi mai mult speriați. Cele 4 persoane sunt transportate către unități medicale. Asistenta de pe ambulanța privată este transportată cu un elicopter SMURD la Galați, iar conducătorul embarcațiunii, mama și un minorul și mama acestuia sunt transportați cu embarcațiunea serviciului județean de ambulanță către o unitate spitalicească din Tulcea. Această embarcațiune navală s-a deplasat de la Chilia cu cei doi pacienți către Tulcea.